Blossom, am mă rugat să mă văd pentru doamna Ana, cele primul din masterclass, vreau să-i fac o prezentare. Poate cineva din voi cunosc, dar cam toți sunteți mulți. Noi ne străduim așa, deci masterclass-urile sunt pentru... De fapt, poate cineva este care nu mă cunoaște de mine, am să mă prezint și eu. Dar în majoritatea sunteți traineri mai noi, din primul văd eu. Traineri de... nu toți, dar să vă văd toți la fapt, așa vă spun. Ia bine, Pamelina, ați revenit. Dați-o bine, toate bine și așa, ok. Deci, de obicei, masterclass-urile sunt pentru traineri care transformă material. Dar ne străduim să vedem prioritatea și celor care au finisat primele 2-3 săptămâni, încătrăm dacă te vaccinează pe demo, oricum vă simteți ca niște dureți care absorb informație. Este mult de informație, mult de știut și școli, probabil, sunteți doar pentru să aflați multe lucruri. Astăzi vorbim despre piața energetică și cineva din trăgeri mi-a spus, eu nu știu că asta deja a fost. Și să știți că ele nu se repetă niciun, nu este un material după care ducem noi masterclass-urile. De asta se actualizează în fiecare zi și voi asta simțiți, voi asta vedeți, da? Tot ce suntem pe piață, voi ați văzut mișcările care sunt pe grafice și cum prețul brusc e 120 petrolul, 96 petrolul. Deci se actualizează situația, în general, noi ce vrem, o trăim, e foarte interesant. Probabil că toată lumea știe și dacă pe cineva până acum poate nu afecta, cei care stăteam în sat și așteptau colegii de psihotare și transferuri, se gândeau că e bine, că poate trăiești fără să știu ce s-a întâmplat financiar internațional sau ce influență și se întâmplă acolo în general de piață. Acum că își pune și el interesat, deci eu nu am scăzut. Deci el valorează așa de puțin lei, ce să-și pune și deranjează. Și pe ce să se deranjeze și la toamnă, când o să fie situația încă și mai critică cu ceea ce avem noi, da? Și cu gazele și cu petrolul. Și dacă mai vine și COVID-ul iarăși, toate că da, vine. Deci avem niște momente, deci e foarte interesant. Noi trăim o istorie foarte interesant, aș spune eu, dar este și suspans. Nu o să fie foame, greutăți, ca așa că să nu rezistăm, dar cum este situația critică și pe foarte multă lume îi scoate din zona de confort. Cred că toți sunt, inclusiv cei care le erau paralel, să zicem așa, sau pe paravan, deci în toți acum nu are cum să fie indiferență, pentru că nici lemne, primărie au spus, anunțați din timp dacă vreți lemne, cărbui nu, adică lasă că dacă stau din inerție și asprășesc și să mănânce să am în grădină, nici cărbui nu sunt pus să vând, și deci să ajungem în statele astea, ce se întâmplă totuși? Cum astăzi toată lumea se întreabă, dar ce eu nu pot să fac un alt, deci ce așa de mult o scăzut de eu acum? Eu sper că, cel puțin, cei care sunteți aici, deja vă este mai ușor să înțelegeți de ce se întâmplă lucrurile astea. Care sunt cauzele? Da? Știți ce înseamnă inflație? Știți ce înseamnă rată de referință? De ce se modifică prețurile astea? Și cel puțin știți să vă faceți o concluzie pentru voi. Sunteți fiind conștient de ceea ce se întâmplă, poți mai ușor să accepți și să acționezi. Am zis că nu mai intervenim după ora 6. Deci. Praznicul meu este în scaunul la urmă. Era un scaun liber acolo, dar dacă nu-i, stăm acolo la atent. De asta vă felicit, pentru că sunteți persoane care conștienți, înțelegeți ce se întâmplă și vreți să înțelegeți și o să fie mai ușor să acceptăm ce este. Știți ce înseamnă nivel de rezistență, știți ce înseamnă nivel de suport. Știți că e în minim și de acolo poți să stai liniștit că am pus întoarce în colecție, da? A să mă întreb cineva, de ce eu, dacă ta, pe mine mă întreabă, de exemplu, unde mă duc, nu unde mai bine cer servicii, dacă ta să costă săptămâna viitoare petrolul, dar să mai scadă, să mai crească, sau eu la dolară, tot ce să fac? Astăzi cineva spune, de ce dorim să le în el, trebuie să schimbăm banii. Dar în ce îi schimbăm? Dați părerea voastră, da? Hai că avem rezerv în eu, ce facem cu dușe? În ce îi schimbăm? A, sau în ce este comod sau ce este sigur de investit acum? Părerea voastră care? Puneți-mă întrebarea asta. Și eu cred că răspunsul rămâne același. Cum? Hai, spuneți. Mai tare, nu? Eu chiar... Spuneți. Material de construcție. Material de construcție. Reparație, da? Da, să ne să facă reparație. Ei, ele cresc. Da, dacă vreau să trebuiască ele. Și piața imobiliară e în declin și intră într-un declin serios.
și inclusiv și clienturile pe un trader care spune că doamne, îi oferea cineva dublu față de ceea ce îi oferă acum. La o companie din construcție, în general, l-au luat în râs. El trebuia să iei 100 de mii, pare mi se, pe teren, pe o bucată de teren și acum îi oferă 20 de mii companii de construcție. Vă dați seama, cineva cu 50 de mii, eu vrei să-l iei la trecut și-a luat scris numai ca 70, acum aici le dau 20. E un haos total, da? Și trebuie să fim foarte atenți ce mai poți să întreprindem. Și eu legăm la asta că cea mai importantă investiție acum, sau cea mai bună investiție la moment, rămâne totuși, ca și întotdeauna, în cunoștințe și în sine. Vă zis undeva un video care povestea, un om întreabă, «Скажите-mi, пожалуйста, во что вы гадете сейчас инвестировать? Вот у меня 10 тысяч евро, в чем лучше в них вложить?» Și omul îi răspunde chiar la un mentor. Dacă tu n-ai așa întrebări, cu siguranță în tine investești. Dar nu ca așa, dar toți 10 mii care ai, investești în tine și în cunoștințele tale. Și de asta vă felicitez că sunteți aici și investiți într-un rând în cunoștințele voastre și în voi. Astăzi alături de voi este doamna Ana Omarov. Ea este trader de mult în comunitatea noastră. Acum, la moment, a decis să vină și să se împărtășească cu cunoștințele ei. Eu am cunoscut-o pe ea când abia am intrat în calitate de director, asta a fost 3 ani în urmă, când am dus lecția 13 cu grupa online, apropo, asta a fost în mai pandemie, așa? Și am dus lecția 13 cu grupa lor și doamna mi-a spus, dar eu mă cunosc. Și am început să-mi spună de unde mă cunoaște, ulterior deja ne-am văzut la multe masterclass-uri, noi ne cunoșteam și înainte de asta, pe doamna ne cunoaște domeniul mai de mult, dar, iată, viața a făcut așa că deja suntem colegi și lucrăm împreună la lucrul acesta comun de a forma trader. În continuare vă doresc să aveți un masterclass constructiv, să dați întrebări, să creați discuții, dați-vă cu părerea, nu fiți închiși, pentru că haideți să fim noi mai deschiși și vorbiți și în afară despre tot ce se întâmplă. Discutați, nu criticăm, nu vinovățim pe nimeni, pur și simplu discutăm situația care este, conștientizăm și găsim soluții. Trebuie să știm ce avem de făcut. Cum am spus, avem nivel de suport de rezistență, știm unde schidim bani, știm unde schidim self, știm unde punem take profit și stop loss, gata, zbor la muncă și foc la grite. Seara bună și să vedem asta cu asta cât mai constructiv. Bună seara, dată. Când mă întrebau, dar când vorbești și doamna Olga despre ideea că povestiți unde sunteți, prietenii mei de obicei tot mă întrebau ce faci, stai acasă și stai destul de ok, adică pentru persoanele în ziua de astăzi nu este bine ca să nu lucrezi, nu fii angajat undeva într-o organizație. Și prietenilor tale povesteam de obicei tot îmi spuneau, dacă este un domeniu atât de profitabil, de ce nu se cunoaște, de ce nu spuneți fiecare unde mergeți despre asta? După care, pe parcurs, prietenii mei tot și-au venit și în domeniul tranzacționare și acum mă întreb, doamna Luca, dar dumneavoastră ați povestit cuiva cu ce vă ocupați? Dar știi că mai bine că nu. Dar țineți minte că mă întrebați pe mine, de ce domeniul nu este cunoscut în Republica Moldova? Deci, într-adevăr, dacă dumneavoastră vedeți că este un domeniu profitabil, povestiți și la prieteni. Să trecem la tema de astăzi. Dacă tot vorbim de euro și tot zicem că euro atât a scăzut și ce reprezintă, de ce, de ce cauză el scade atât, așa foarte multă lume este în panică la moment, mai ales cei care au strâns la colțul undeva acolo euro, sau acum aș se gândesc, mai merită să-i țin sau totuși trebuie să trec pe altă valută. Din asta cum credeți? Ce o să fie euro mai departe? Și ce are în general euro cu lecția de astăzi? Masterclass-ul de astăzi. Deci dacă ne uităm la balanța comercială, aceeași Germanie, care este colosul pe care se ține Uniunea Europeană în general, deci anume în anul acesta, balanța comercială a Germaniei a înregistrat un deficit prima dată în ultimii 30 de ani. Deci în 1991 a mai fost o balanță comercială negativă. Acum este prima dată când ei au un minus, ei bine, nu e așa de mare deficitul, este un miliard de dolari, dacă să luăm așa, să comparăm, spre exemplu, cu deficitul care avem în Republica Moldova, care este o țară așa micuță, și avem 4 miliarde de dolari deficit,
Hai, pentru ei $1 miliard nu este atât de mult. Dar luând în considerație până acum, balanța comercială a ei a fost foarte mare, pentru ei totuși asta reprezintă o stagnare a economiei. Ba chiar se spune că se poate să intre și într-o recesiune. Din ce motiv balanța comercială este negativă? Tot este legat anume despre situația cu gazele naturale, cu combustibil, cu petrol, piața energetică, pentru că foarte multe companii care sunt bazate anume pe gazul natural ieftin, la moment au fost nevoite chiar și să se închidă. Multe din companiile germane, chiar în un caz concret, firma pe gaz are foarte mulți ardenieri în Germania și la moment întâlnește dificultăți, nu mai au produse pentru că companiile din Germania s-au închis. Deci știți-ne de pelicula pentru ambalaj, de multe alte instrumente care ei le importează numai din Germania. Și acum trebuie să caute alți parteneri. Deci din ce cauză totuși ne interesează analiza fundamentală pe piața energetică? Dacă să luăm chiar... Deci, în general, analiza fundamentală, noi putem să o vedem din două puncte de vedere. Deci, sunt anumite puncte care noi sunt evenimente programate, care noi le vedem în calendarul economic. Care sunt ele? Dacă vorbim de piața de energetică chiar. Haideți să facem o interacțiune ca să nu vorbesc mai eu și nu de exemplu, toamna e nevoie de mai multe gază. Vorbim de elemente programate pe care le vedem în calendarul economic. Resursele petrolică. Dacă vorbim de piața de energetică. Petrol și gaze. De resurse, sunt anume resurse de petrol și de gaze care sunt de la PIS, care sunt de la... Anume, sunt întâlnirile obiect, tot le vedem în calendarul economic. Deci sunt niște evenimente pe care noi putem să le prognozăm, putem să înțelegem ce o să se întâmple în cazul dat. Dacă o să fie rezervele mai mari, atunci ne așteptăm la o scădere de petrol. Dacă o să fie din potrivă deficit de petrol, o să avem o creștere a prețului, da? Dar avem și foarte multe evenimente spontane care noi nu le putem vedea. Deci ele de obicei, noi mai întâi vedem efectul pe piață, după care deja apare noutate, iată ce s-a întâmplat. Și să luăm chiar, dacă vorbeam iată despre balanța comercială a Germaniei, iată în mai, chiar deja a ajuns la minus 1 miliard. Despre ce spuneam eu că este vorba, din ce cauze totuși ei la moment au nevoie de gaze naturale. Și dacă vorbim, iată, ultimele, chiar și ultimele evenimente care s-au întâmplat pe piață. Deci cât a scăzut? Pe data de 8 iunie, pe natural gaz, asta este, s-a întâmplat o scurgere, practic, cu toate că prețul era în creștere. Deci a fost în timp de 3 ore, 1200 de puncte. Și noi eram chiar într-o tendință ascendentă, bine determinată și nu ne așteptam la un așa, la o așa scurgere de gaz, să zicem așa. Deci ce s-a întâmplat totuși pe data de 8 iunie? După care, după ce s-a întâmplat deja totul pe piață, am aflat că, de fapt, într-o companie exportatoare de gaze din America, din Texas, chiar din Texas, s-a întâmplat un incendiu și să rând, așa să ne-am putea gândi de ce, iată, s-a întâmplat acolo un incendiu și așa mare problemă este pe gaze. Deci, după cum cunoaștem, sancțiunile pe care s-au pus pe Rusia, până la urmă, Europa încearcă să se dezică de tot combustibilul din Rusia, respectiv ei caută unde? Caută să iei din America. Și aceleași gaze și același petrol caută din alte surse ca să-și acopere golul pe care îl au acum, luând în considerație că tot încearcă ei să pună sancțiuni pe ruși. Deci le vine foarte greu. În momentul dat, de ce creștea natural gaz? Pentru că noi totuși tranzacționăm gazul american. Și de ce el era în creștere? Pentru că toate gazele care au promis americanii că o să le livreze pentru europeni, respectiv rezervele lor scădeau. Rezervele americanilor scădeau și în acest considerent creștea anume
gazul natural pe, pe grafic. În 2000, când s-a întâmplat incendiu la compania Freeport, care practic asigură 20% din exportul de gaze naturale pe piață, deci și-au dat seama americanii că de fapt deja gazele nu o să mai fie pentru export, dar o să rămână pentru consum intern. Respectiv, rezervele lor au început să crească, asta și-a dus la o scădere atât de bruscă pe piață. Dar asta noi am putut să vedem abia după. Deci chiar pe site-ul lor oficial, pe compania Freeport, a apărut informație că s-a întâmplat un incendiu, după care ei au ieșit cu un așa o comunicat de presă și au spus că au nevoie cam în jur de 3 săptămâni pentru ca să repare toate daunele care au fost provocate de acest incendiu. Deci eu o să mă resc aici anume comunicatul ăla de presă. Deci vedem că a apărut pe data de 30, data de 14 iunie și anume pe 8 când s-a întâmplat deja toate ceea ce am văzut noi, după care pe data de 14 iunie iarăși s-a întâmplat o scădere foarte mare de petrol, de gaze. Din ce consider eu? Pentru că ei au spus că au nevoie de 3 săptămâni pentru ca să-și repare daune. Respectiv, dintre 3 săptămâni, toate companiile celelalte astupau toate găurile care s-au format la rezervele lor de gaze naturale. Deci, respectiv, creștea rezervele naturale pentru uz intern. Și nu mai erau exportate în Europa. Iarăși prețul a scăzut foarte mult. Deja pe data de 30 iunie, iarăși a apărut un comunicat de presă când au spus că de fapt nu au calculat ei corect și după o analiză mai bună s-au decis că de fapt nu au nevoie doar de 3 săptămâni, ci de 3 luni și abia în octombrie o să termine toate reparația tuturor daunilor cauzate de acel incendiu. Și iarăși totul a apărut după ce deja totul a fost pe piață. Deci, iarăși avem 1240 de puncte. În momentul dat, cum am putea noi să prindem totuși mișcările astea pe piață? Pentru că dacă noi o să ne, nu știu, o să stăm permanent cu gândul că să prind cumva vreo mișcare, să prind o noutate, astea sunt niște noutăți spontane care au apărut fără ca noi să știm că ele sunt cumva undeva programate sau că noi puteam să urmărim. Asta înseamnă că trebuie să stăm pe oricare știre, pe oricare site, trebuie să stai doar să prinzi ca la pescuit când cumva să apară o noutate. Deci noi până la urmă avem analiza tehnică care ne poate ajuta să tranzacționăm și să prindem oricare moment aici. Iar de 8 iunie, tot mă întrebau un trader, cum credeți ce o să urmezi mai departe, mâine vă zați că am intrat în ascendent. I-am recomandat, totuși, că să urmeze trendul ascendent, însă am spus, odată ce la moment, iată, prețul este cam așa, poți să-i pui aici un sell stop. Ca să te organizezi, să prinzi oricare mișcare este în piață. Ea avea bani pe piață, respectiv am spus, pune aici un sell stop și atunci o să fie asigurată de oricare moment în piață. Dacă noi observăm bine, natural gaz, VTI, Brent, ele sunt niște elemente foarte tehnice. Ele foarte bine lucrează între nivele. Nu avem nevoie acolo de foarte multă matematică sau să stăm noi și să analizăm permanent toate noutățile și oricare site care este legat cu rezervele sau oricare noutate ce ține de petrol sau de gaz. Este foarte ușor să lucrăm cu sell stop, buy stop, sell limit, buy limit. Cred că toți ați învățat bun investor la așteptare că le putem prinde pe oricare mișcare. Mă nu considerați, da. Scuze, ce sunt cu vas când am încercat să stai și eu? Dacă o să aveți nevoie să-l aprindem, îmi spuneți. Bine, spuneam că cum totuși putem noi să prindem mișcările astea pe piață și îmi pare rău că am stat cumva în afară vieții, în considerație că puteam să iau aici
un lot măcar 1240 de dolari, da? Deci dacă o să mergem pe grafic, o să observăm foarte bine cum lucrează toate aceste instrumente financiare din punct de vedere tehnic. Și chiar nu este necesar să stau eu să aștept când o să apară noutatea aceea. Așa, un moment. Dacă vorbeam despre natura udată. Foarte bine lucrează între nivele. Și mai ales nivelele astea care sunt psihologice. Deci, ca să vedem ea la numele. Data de 8. Iată, aici este ochiul. Iar am contrat la ascendent prețul. Și urma să aici mai ales și o figură de continuitate. Respectiv ne așteptam că o să continue prețul să crească. Și la momentul dat îi recomandasem traderul meu, iată aici, să placeze un sell stop mai jos de nivelul ăsta. Luând în considerație că tot ne gândeam cât mai are să crească, nu cât mai poate să crească gazul. Toți apară în întrebarea asta, cât mai poate să crească. Bine, dacă tu te gândești că ar putea să scadă și mai ales când noi vedem oricare scădere pe piață, este că el crește foarte, foarte lent, dar când scade, fac doar nu cu găleata, da? Atunci, n-am lăsat un sell stop mai jos de nivel și mă asigur, ca să nu-l prindă doar cu o umbră, dacă tot v-ați adunat aici și intuiesc că totuși tranzacționați anume toate aceste instrumente și știți foarte bine care este volatilitatea, da? Da. Știți bine cum formează umbre. Și ca să nu mă prind eu cu ideea că mi l-a luat sell-stop-ul sau buy-stop-ul, mi l-a luat doar cu umbră și a plecat în direcția opusă, deci mă asigur măcar cu 50 de puncte mai jos, de nivel, luând în considerație că el face de obicei cum noi analizăm volatilitatea la un anumit instrument. Lumânările ne uităm în ele, da. Și vedem de obicei lumânările cele mai simple. Nu ne uităm la de-asta anumalice. Deci fiecare medie lumânare cât face de obicei. Și dacă eu știu că el 400 de puncte le face ușor. Deci eu m-aș putea ca să fiu sigur că am luat de piață totul, deci mi-am luat 50 de puncte ca o confirmare, să zic așa, că nu o să-mi ia prețul și o să plece în direcția opusă și pun 200 de puncte de profit. Din 400 o să-mi ia 200 ale mele. Mi-am luat 200 de puncte de piață și mulțumesc că mă acționez mâine, iarăși. Da? Deci este o strategie foarte ușoară din punct de vedere tehnic și nu este necesar noi să stăm să așteptăm ce o să mai întâmplă. O cădere mare nici nu observ când cade două, când mă prinde 200 de puncte. Da. Deci este un... Deja de ce se prinde profitul pe care o să-l iau? Volumul cu care o să intrați? Se prinde de mare energie. Și atunci când eu intru într-un instrument în atât de volatil, trebuie să mă asigur că am și barca corectă, da? Dacă o să fie, iată, să comparăm depozitele noastre cu o barcă, dacă eu am scopul ca să înconjur lumea, deci mă asigur că am un liner, am un corect pe care nu o să mă fie frică de fiecare val pe care o să mă întâlnesc, da? Și dacă am scopul ca să trec, nu știu, ministrul din la parte în alta, atunci e ok și cu o bancă îl pot trece, da? Deci neapărat când intru de așa instrument volatil, știu foarte bine ce profit pot să iau, respectiv mă asigur că am și depozitul pentru acest instrument, da? Bine că este ok și pentru depozitele mai mici. De ce totuși este într-atât de interesantă piața energetică pentru toți. E volatilă. Una este că este volatilă, dar este un instrument care și-l poate permite ori și cine. Pentru că până la urmă se poate de intrat și cu un volum de 0,1. Și se poate intra și cu 10 loturi. Deci, chiar este un instrument care este profitabil. 100%, cred că toți, dacă ați venit aici, probabil tranzacționați și deja știți ce profit ne poate oferi piața.
Și luând în considerație că 200 de puncte cu un lot ar fi 2000 de dolari, 200 de puncte cu 0,31 ar fi 200 de dolari. Deci totul depinde de scopul și de volumul, de depozitul pe care îl am. Dar îmi permite și la un depozit mai mic și la un depozit mai mare, absolut pentru toți le este. Și eu cred că orice cine ar trebui să aibă instrumentele date în portofoliul lui. Da? Noi avem și un masterclass. Colegul meu, Mihai a făcut un masterclass unde a arătat cum noi putem să alegem instrumentele corect, cum le putem face o caracteristică bine și cum le putem ajusta în portofoliul nostru în dependență de depozitul pe care îl avem, da? Bine. Să vedem și alte noutăți care totuși au avut volatilitate foarte mare în piață. Dacă este să vorbim de ultimele săptămâni, spre exemplu, am observat volatilitate foarte mare chiar și pe petrol. Tot unde nu ne așteptam, din ce moment a decedat secretarul general al OPEC, domnul Mohamed Barkindo. Ce ar arăta asta până la urmă? Totuși o să pornească condiționer, dacă o să dau la urmă. Mai încet un pic. Domnul, deci șeful național al Corporation Petroleum, deci a spus, iată, într-adevăr, a confirmat că a decertat secretarul general și imediat pe piață, iarăși, a fost o volatilitate foarte mare, a scăzut petrolul 1060 de puncte. Deci este o anomalie, pentru că până la urmă el tot face mișcări foarte bune, dar de obicei face 350, 250 pe zi, 400 de puncte. Dar 1000 chiar în câteva ore, tot nu este ok pentru petrol. Mai ales era totul din țasceria. Deci se vorbește că ar fi din cauza că a decedat secretar general, din considerentul că Arabia Saudită totuși dorește ca să mărească extragerile de petrol și să astupe golul ăsta care este cauzat de sancțiunile pe ruși, pe petrolul rusesc. Dar până la urmă, domnul Barkindo cumva îi ținea în frâu pe Arabia Saudită și odată ce ne-am luat decedat, se presupune, nu știu, nu se știe cine o să fie următorul secretar. Le-a dat un de verde. Și până încă nu este undă verde, dar până la urmă nu știu cine o să fie. Deci este un haos, dar noi știm când, atunci când nu sunt părinții acasă, ce fac adolescenții? Petreceri. Fac cu sofă, da? Asta este anume din momentul ăsta și... Se vehiculează că și Kazahstanul vrea, deja e... Dar se vehiculează doar că... Kazahstanul au promis de asemenea, dacă tot ați atins tema asta, că o să facă față la petrolul care lipsește din Rusia. Ei încearcă să facă alt traseu, pentru că rușii le-au pus niște condiții și le-au închis dar câteva conducte de gaz. Și de acum a apărut informația că Kazahstanul promit că o să astupe petrolul din petrolul rusesc. S-a întâmplat un incendiu la o sondă de petrolieră din Kazahstan. Întâmplător. Întâmplător. Și în momentul ăsta, cred că o să simțim cu toții la benzinăriile noastre, luând în considerație că noi procurăm petrolul de la români, iar românii de la Kazahstan. Așa că, pregătiți-vă. Ar urma niște sondiri la benzinăriile noastre. Și apropo, astăzi iarăși tot s-a întâmplat un incendiu și la o fabrică de gaz din Norvegia. Deci astăzi totuși s-a întâmplat iarăși o creștere foarte mare pe gazele naturale din Europa. Pentru că noi tranzacționăm gaz natural din America, dar gazul natural european crește foarte mult la moment care era... Și săptămâna trecută, cu 2000 se vindea în Europa, 2000 de dolari, da. 1000 de metri. Și asta tot este legat anume și de incendiul care s-a întâmplat la compania Freeport, în considerentul că ei nu mai au de unde să iei gaze. Deci până la urmă,
toată producția de, în general, multe companii s-au bazat pe industria asta de gaze naturale ieftine. Și acum când întâlnesc situația că este foarte scump gazul natural și este deficit și nu mai avem unde să-l ia, respectiv, după cum am spus, sunt foarte multe companii care sunt gata deja să falimenteze. Asta n-ar fi intenționat fabricat? Pentru că atâtea incendii, cam unul după altul, mai pune și un semn de întrebare. Ce să vă zic, doamna Lili? Că să spunem că ar fi intenționat, nu avem așa foarte, da? Să spunem că este întâmplător, tot ne pare dubios, dar nu știm ce să... Nu, eu am întrebat așa, poate să fie și intenționat. Dar credeți că este întâmplător? Pentru că întâmplător nimic nu se întâmplă. Mai ales că tot și erau și niște proteste foarte multe în regea din considerent că este foarte scump gaz natural. Și, nu știu, acolo sunt mai multe proteste, nu numai de gaz natural. Dar totuși toate sunt legate. Dacă este să înțelegem în general, general dacă ne băgăm în politica asta, Nu, noi nu ne abatem de la tema noastră. Nu ieșim astăzi de aici. Politica, Până la urmă, da. Ce vorbeam să vă zic? Dacă vorbim despre petrol și același BTI, același brand, de asemenea, nu este necesar să stăm să așteptăm careva noutate pe piață. Tot este un instrument tehnic care lucrează foarte bine, chiar și studentele cu bonacii pe petrolul de marca Vitale, pe petrolul de marca Vrează. Dacă am văzut, este un impuls atât de puternic, am plasat un bonac, aici este 61% sau 50-100 de procente, dacă până acum un instrument este precis. Am așteptat corecția, intru mai departe împreună cu toți vânzătorii. Cum putem noi să prindem și aici mișcările, de asemenea ca și la natural gaz? Tot așa plasăm niște nivele orizontale. Foarte bine lucrează și nivelele de suport de rezistență din tendință și îmi plasez ordinea amânate. Mă asigur că nu o să-mi ia cu o singură umbră, pentru că umbră tot faci foarte multe pe petrol. Și odată când eu vreau să tranzacționez un oarecare instrument financiar, mai întâi îl analizez foarte bine ca să înțeleg cum el funcționează pe parcursul zilei și la fel văd toate lumânările din daily. Îmi dau seama cam ce volatilitate are pe parcursul zilei, luând în considerație că el de asemenea 350 de puncte pentru el este ok, deci zilnic el le face, mi-am pus 50 de puncte mai jos de nivelul în sell stop, mi-am pus 100 de puncte de profit și meargă în mod sănătos. Sunt sigură că 100 de puncte din 350 o să mi le ia. Tot depinde cu ce volum am intrat. Am intrat cu 5 loturi, am luat profitul de pe piață și e ok. E clar cum trebuie strategia pe petrol. Chiar nu este necesar să stăm în România și să vedem ce oare mai gătesc acolo nu și ce oare mai gătesc că iarăși să mai gătesc niște sancțiuni pe petrol rusesc. Nu știu, spunea chiar și domnul Biden că am intrat într-o perioadă când așteptăm cât o să reziste Europa fără gazul și fără petrolul rusesc și cât o să reziste rușii când considerați sancțiunile pe care le-au pus europei. Deci, americanii stau așa deoparte și ei privesc și așteaptă ce o să întâmplește, ce o să întâmplește, ce o să fac până la urmă. Dar, după cum vedem, suferă foarte mult întreaga economie. Și dacă vorbim despre același euro la moment, cred că este o perioadă, dacă aveți de cumpărat apartamente, mașini, orice, pentru că dacă ne uităm tot peste euro prețul, cred că acum este momentul cel mai potrivit, pentru că eu la urmă cam, nu știu, două luni de zile să mai scadă, după care totuși ar urma totuși să-și întărească economia, pentru că nu o să stăie zona euro, să uit cum cade economia lor, da? Așa. Și vorbeam despre anume, dacă vorbim despre instrumente în atât de volatile, ne asigurăm
că respectăm money management. Pentru toți ați învățat la lecții ce este money management, ce este risk management. Și în fiecare tranzacție, dacă chiar nu vreau eu să mă asigur cu un stop loss, la urma urmei îmi plasez un buy stop. Dacă am intrat în tranzacție de vânzare. Am intrat într-un lac, după care îl gestionez și văd cum ies mai departe. Sunt metode foarte multe ca să ne gestionăm riscurile. Dar luând în considerație că ne orientăm spre un profit mic, deci nu luăm 400 de puncte cât face zilnic acest instrument, sau nu luăm maxim, luăm jumătate din profitul, din volatilitate pe care o face zilnic, ne asigurăm că profitul este asigurat 100% și o să fie la noi în depozit. Da? Astăzi au fost publicate rezervele de petrol. Cine urmărește? Da, 3 întreg și 30 ceva. Au fost, totuși, iarăși avem mai multe rezerve de petrol, da. Cu toate că sunt sancțiuni, cu toate că nu știu ce acolo este, dar iată domnul Joe Biden astăzi este într-o vizită. 3,254. Da. Este într-o vizită în țările Arabia Saudită și toate. Dar pot să dau o întrebare aici, așa, din curiozitate. Data trecută, când a ieșit rezerva de petrol, a fost mai puțin și a fost cu verde. Astăzi este cu roșu. Care-i treaba aici? Când este vorba de verde și roșu, probabil astăzi ați văzut și la Tibul Anglii. Anglii, da. Așa. Tot a fost cu verde, dar dacă o să o comparăm, deci ele de ce apar cu roșu cu verde? Vedeți acolo că este informația care a fost anterior. Prognozată și care ea iese la moment. Dacă ea iese cu roșu, înseamnă că este mai mică decât cea prognozată. Dacă iese cu verde, este mai mare decât cea prognozată. Însă dacă o să comparăm cu ce a fost anterior, timpul cam nu prea mult s-a mărit. Da. Deci el a ieșit cu verde, de asta și nu a fost mare volatilitate. Volatilitate, practic, nu a fost deloc. Toate erau cu verde și mă așteptam că famoși o să plămească în lira sterlină foarte mult în sus. Dar comparăm ce a fost anterior. Pentru că dacă comparăm cu anterior, vedem că, de fapt, totuși economia nu mai este chiar așa o bună situație, nu, da, la ei. Din această considerentă. Deci ele sunt considerente de cum a fost așteptat, cum a fost prognozat. Dar trebuie să vedem totuși imaginea mai amplă. Chiar și astăzi, dacă ați observat, a fost și rata de preință la canadieni, rata da. De preință la nouzeelandezi. Deci asta s-a mărut foarte multe în de la 5 dimineață. Dacă tot vorbim de analiza fundamentală, da. Văzut? Dar tot n-a fost volatilitate, așa, pe nou zelandez, să spun că așa, volatil, el în genere și încet short. Nu am urmărit la 5 dimineața, eu după asta am analizat. Rata de influență la ei erau 2%, însă s-a mărit 50 de puncte, se putea să fie o volatilitate foarte mare, dar a fost, poate vă schimbați Madalina la urmă. Dacă vă este... Nu vreau să atât mai tare. Trebuie să-l înțelegi pe domnul Ion și nu o să-l înțelegi. Vorbeam despre rata de referință la nouă zelandezi. Dacă era vorba că s-au schimbat totuși cu 50 de puncte sau majorat, respectiv, se aștepta că o să fie o volatilitate foarte mare. Dar totuși a fost rata de referință ieșit exact cum s-a prognozat. Respectiv, asta era deja în piață. Și dacă vorbim de rezervele de petrol, data trecută care au fost, i-a fost 8, da, și ceva și acum... Au fost volatilitate foarte mare. Din considerentul că până la noutate a fost volatilitatea care s-a așteptat din noutăți. Dacă o să observați, petrolul de multe ori face chestia asta... Ieri a fost volatilitate pe petrol. Foarte... De multe ori face anume asta că când iese noutatea, este deja inclus în preț. Deci ea face până. Mai ales când este și prognozată astfel de indiciu sau indicator ce apare acolo în noutate. De asta, dacă vorbim despre
evenimentele programate, cele care sunt deja în calendarul economic, deja nu mai fac așa volatilitate ca cum era înainte. Și așa era și în Pantelul. Înainte era socotit. Ca Dăneanu astăzi a făcut... Ca Dăneanu, da. Din ce considerăm iarăși? S-a murit foarte tare. S-a murit foarte mult și mai mult încă decât s-a așteptat. Da. Anume din acest considerent, canadianul, într-adevăr, s-a întărit foarte mult. Dar cum lucrează rata de referință? Când se majorează rata de referință, valuta crește pe termen scurt. Așa că ne așteptăm că totuși treabă o să continue mai departe, pentru că pe termen scurt o să avem o scădere, deci întărirea valutei canadiene, după care o să fie totuși o depreciere. Deci, ce ține de analiza fundamentală? Da, ea este interesantă, da, trebuie să luăm în calcul. Dar până la urmă, totuși, noi putem să gestionăm oricare tranzacție folosind analiza tehnică. Dacă o să observăm chiar și aceleași, nu știu, și aceleași CPI care astăzi au fost la americani, dacă vorbim despre indicele de consum la americani, el tot a făcut foarte mare volatilitate. În general, toate noutățile astea sunt ceva de genul ca și cum te-ai uitat cum arde focul, ai aruncat niște benzină. Asta de la 3.5, da? Indicele. Da. Vezi, da, acolo tot a fost... S-a întâmplat efectul după care totul continuă mai departe, așa cum a fost. Deci noutățile, analiza fundamentală este mai mult de moment, nu întotdeauna lucrează pe termen lung. Așa că, nu știu de ce totuși, foarte mulți trade când întrebam ce temă să fie la masterclass, analiza fundamentală. Pe toți interesează analiza fundamentală. Dar până la urmă, analiza fundamentală nu este într-o atât de mult importantă în tranzacționare. Ea este și ea. Deci ar fi 50-50. Dar m-aș baza mai mult pe analiza tehnică. Până la urmă, totul absolut este inclus deja în preț. Avem foarte multe strategii. Fiecare o are de-a lui deja. Avem nivelele, avem tendința, cred că nu este necesar să stăm mai permanent. Pentru că asta ar însemna ca să fim cu ochii roșii zilnic, să fim permanent pe toate site-urile și toate televiziunile și nu știu să asta observ. Face mai rău. Da, da. Pentru că multă informație e fake și nu-i veridică și... E gustos câteodată să mănânci pe ciocolată, dar dacă să mănânci foarte mult, strică, da? Exact asta și este și cu analiza pe piață. În cazul când am tranzacții în piață, iau în calcul analiza fundamentală ca să ne asigur tranzacțiile pe care le am, pentru că ar putea cumva să influențeze pe moment. Dar dacă nu am tranzacții, știm foarte bine instrumentele care lucrează, ca să spunem, capcane în timpul analizei fundamentale. La urma urmei, chiar și același CPI, astăzi foarte bine am aflat. Cu buy stop, sell stop, toți cunoașteți, da? Le-am dat aproape, mi-a activat-o, cealaltă am închis-o și a fost tot așa un profit de 50 de puncte. Am un volum bun, mulțumesc. Da? Dacă vorbeam tot despre money management și când intru într-o tranzacție, eu tot vorbesc 5-10 loturi. Dacă noi avem, nu știu, cred că toți cunoașteți, George Soros, nu de una spune, nu varia pe toată firma. Iată, spre exemplu, avem noi la bord, practic toți, avem 320, 280 pe bord. Apasă cineva până la maximum? Adică... Depinde, poate sunt... Bine, ce o să se întâmple... Tineretul e mai cu adrenalină. Ce o să se întâmple cu motorul nostru în cazul că o să apăsăm la maximum zilnic? Dar chiar și turațiile la motor, dacă noi deodată apăsăm mai mult, ce se întâmplă? Pornește motorul ăla, buiește că se aude și la baia. Da? Exact. Pornește că, cum toate viteza putem să o apreciem, în caz că suntem siguri de traseu sau îi permit traseu. Acum, de exemplu, Germania este... Da, este traseu. Fără limită, acolo.
Dar dacă fiind eu în Germania, mi-aș trage în Germania, uitați ce avem noi acolo, traseuri care sunt fără limită de viteză, pot eu să merg printre străzi, undeva pe acolo, printre case, cu 200 la oră? Mm-hmm. Nu. Deci întotdeauna iau în calcul câtă marjă pun în viață, în cazul când am intrat, poate nu a fost analiza mea, deja nu mai este actuală, sau ceva s-a întâmplat spontan, pe care nu puteam să-l prognozez, să am totuși marjă ca să-mi pot gestiona tranzacția. Neapărat iau în calcul money management. Mai ales că vorbim despre instrumente foarte volatile. Nu vreau să vă sperii acum, pur și simplu vreau să fiți vigilenți și să fiți atenți când intrați în tranzacție. Și atunci o să ajungem cu toții la scopurile propuse. Pare? Ce întrebări mai aveți ce ține de analiza fundamentală? Ca să nu mai întâlnim permanent. Analiza fundamentală vrem. Vrem analiza fundamentală. Ce este așa de greu la analiza fundamentală, că este așa de interesant pentru toți? Cred că este foarte ușor de tranzacționat dacă luăm în calcul nivelurile, tendințele, mai avem câte un indicator acolo. Nu avem noi nevoie să stăm permanent să analizăm ce mai spune oare Biden, iată acum este într-o vizită în Arabia Saudită și tot încearcă cumva să-i roage pe saudiți să mărească extragerile de petrol și ăștia totuși doresc, doar că au ca rezervă, așa se spune, ei pot să mai mărească încă 1 milion de baril pe zi, în schimb nu au unde să țină așa de multă petrol. Și dar tot vorbeam dată de compania Freeport, că s-ar părea că așa o companie mică, un incendiu foarte micuț la o instalație, la o companie a făcut o fluctuație foarte mare, care se simte și acum, și la europeni, și chiar în Asia. Păi, din ce cauza asta se întâmplă? Transportarea gazului, transportarea combustibilului, nu este atât de ușoară ca transportarea petrolului, să zicem, din considerentul pentru că gazele naturale trebuie să fie lichefiate. Ele mai întâi se depozitează la o astfel de companie ca Freeport, unde ele sunt precise, după care deja sunt transportate. Și nu sunt multe companii de genul ăsta care își pot permite anume lichefierea gazului natural. Și atunci când ajung deja în Germania, spre exemplu, sau în Europa de asemenea, totuși sunt multe companii care își pot permite să-și stocheze rezervele astea. Și din considerentul ăsta, luând în considerație că acolo, practic, compania Freeport exportă, deci asigură exportul la 20% de gaze naturale din toată rezerva a Statelor Unite, respectiv, asta și a fost volatilitate foarte mare pe piață. Dar luând, analizând mai bine, analiza tehnică și folosind strategia asta cu instrumente, iată, haideți să vedem chiar și la moment. Oricare instrument să lua. Spuneam că foarte bine lucrează și instrumentele Fibonacci. Deci putem să folosim expansiune. Expansiune, da. Până unde ne putem noi orienta la un profil. Dacă vorbeam despre 100-200 de puncte, e ok. Dar putem să folosim și Fibonacci expansiune, vedem foarte bine cum el lucrează. Sau, dacă vorbeam despre simplu Fibonacci, am plasat de la nivelul 50, putem deja să intrăm. Bine, nu intru chiar de la 50, să zicem. Aștept o confirmare, intru de la nivelul 38. Am pus un stop, un sell stop aici, mă orientez până la nivelul 0 și iată avem 560 de puncte. O să-mi ia 200 de puncte ale mele. Sigur că o să le ia. Deja mă orientez mai departe, chiar și după nivele. Hai să luăm nivele orizontale. Vedem că avem, iată, nu știu, să zicem, suntem la prețul actual. Am plasat un buy stop. Neapărat mă orientez și după
ca să lăsăm proiect. Văd foarte bine cum lucrează umbrele pe acest, pe acest instrument. Deci avem cam în jur de 100 de puncte. Respectiv, eu când plasez un orden amânat, un orden în așteptare, mă asigur că o să am aceste 100 de puncte deasupra nivelului și împrumut deja 200 de puncte de profil. Deci până la următorul nivel neapărat o să ne, o să ne activeze pe profilul meu. Și tot așa pun și un sales top. Deci luând în considerație că suntem la nivelul actual 6.35, dacă o să ne uităm chiar în daily, vedem că nivelul ăsta foarte mult, foarte bine a lucrat, iată o să-l plasez așa. Foarte bine a lucrat, a fost ca rezistență, după care a fost ca suport. Respectiv și acum mă aștept ca o pune o rezistență sau un suport aici. Respectiv, plasez un orden amânat. Dacă mă gândesc că nu o să-și continue tendința și o să întâlnească aici rezistență, respectiv plasez aici un stop loss mai jos de nivel cu 100 de puncte și pun un take profit de 200 de puncte. Cum credeți? O să fie tranzacție profitabilă? O să fie. Deci, poate instrumente... O să arată o figură de schimb aici. Figură de schimb? Ce figură? Văd, asta ca cu umeri inversat, nu? Nu. Dar unde termin noi ca cu umeri inversat? Mai nu scăde așa. La trendurile descendente mai mult. La o tendință descendentă ne uităm la un cap cu umeri inversat. Dacă m-aș uita aici ca să văd un cap cu umeri, deci ar fi pentru că suntem deja în ascensiune. Dacă o spunem un H4, da, avem. Daniel cumva a fost deja strădător. Respectiv... Asta de jos să aveți în metere, cap, cap cu umeri. Unde vedeți neastră cap cu umeri? Eu de ce nici nu o văd. Aici? Nu, el spune... Там же голова, где вы показали вначале внизу, то он видит голову. А левое плечо там... Выше. Deci asta ar fi... Да, вот это голова. Левое плечо это правое, да. Nu știu dacă m-aș orienta eu pe un instrument în asta, așa de volatil. Și asta ar fi un cap, dacă tot aș zice, un cap cu umeri, să vedem în play, dacă o să arăt el așa. Ar fi mai degrabă un lucru, dacă veți fi figură de schimb. Dar de ce tot vorbeam? Că atunci când aleg un instrument ca să tranzacționez, deși am grijă ca să văd dacă el într-adevăr lucrează figurile astea pe instrumentul ăsta. De asta și îl analizez înainte de a intra pe el. Ca cu umeri aici precis nu este, eu totuși m-aș orienta mai mult să folosesc ordinile amânate și să nu stau să picesc. Este acolo ca cu umeri, nu este chiar nu interesant. Dacă o să folosesc un ordin amânat și o să-mi iau 200 de puncte de până la caz, pot să-ți spun mulțumesc și poate să fie și ca cume, poate să fie și după voi, chiar nu mă interesează. Dacă vorbim de petrol, iată, vă spuneam despre instrumentul Fibonacci, foarte bine se vede că la nivelul 50 deja putem să intră. Bine, nu intră la nivelul 50. Intră de la 38.2. De asemenea, mai jos de 38.2, mă asigur cu 50 de puncte mai jos și pun 100 de puncte de profil. E ok? Ok. Piața nu iubește lăcomia. Dacă doriți, puteți mergeți până la nivelul 0, după cum am învățat strategia lui Fibonacci. Atunci când avem un impuls foarte puternic, ar urma o corecție până la nivelul 50, după care ne orientăm de profitul până la 100. Dar vă spun acum o strategie care o să fie 100% profitabilă. Hai bine, poate nu o să fie 100%, o să fie 80%, dar care lucrează, într-adevăr. Am lăsat aici în... Cât puncte din nivelul 36-20, da?
300, pare. 300. De asta și mai sigur că 100 de puncte o să trebuiască. Deci 220 de puncte. De asta și zic, avem și pentru confirmare, avem și pentru de profit, avem și până la nivel tot ceva puncte. Deci eu spun acum, poate cineva nu o să vrea 100, vrea 150, poate cineva o să fie de ajuns și 80 de puncte. Astea sunt așa... Adică nu tranzacționați pe perioadă lungă de timp. Puteți tranzacționa și pe perioada lungă. Eu acum vorbesc despre o strategie pe care o puteți folosi. Deci eu nu zic, nu tranzacționați altfel. Vă zic una care ar mai aduce profit. Și ar ajuta la creștere de depozitului. Desigur că puteți tranzacționa și pe perioadă lungă, mai ales dacă l-ați prins din sus. Puteți să mergeți împreună cu piața, cu metoda adăugării, nu? Da. Foarte bine. Eu am pus aici un sell, după care la fiecare nivel îi mai adaug, mai chiar pot să spun sau stopuri mai departe pe nivel. Și lucrează foarte bine ce ține de, chiar dacă o să luăm să măsurăm fiecare din aceste impulsuri și după cum ținem noi minte bine, pentru Fibonacci folosesc pe un impuls foarte bine conturat, deci vedem bine, de la nivelul 38.2 deja putem să ne intrăm. Bine, n-am intrat de la 38.2, intrăm de la 23. De asemenea, am lăsat 50 de puncte pentru ca să fiți mai siguri că ea, într-adevăr, tranzacția când deja sunt vânzători în piață, dar nu când doar acolo se face o umbră. Și după care plasez 100 de puncte take profit. Iar până la sfârșit are, iată, dintre nivele, dacă mă întrebați de nou, sunt 210 puncte. Respectiv, eu am și pentru confirmare 50 de puncte și pentru profit am 100 de puncte. Doriți că puneți 200 de puncte take profit. Vă spun doar o strategie care ar fi super profitabilă. Așa. Dacă vorbim, iată, nu doriți să folosiți, de exemplu, poate nu ați înțeles Fibonacci sau nu vă place Fibonacci. Luați nivelele psihologice. Oricare nivele. Și tranzacționați în nivele. De asemenea, lucrează 100%. Foarte bine. Și de asemenea, mai jos de nivel 50 de puncte, îmi plasez 100 de puncte de profit, nu le-a luat. Exact așa este și la oricare nivel. Dar se poate de practicat și scărița? Desigur. Desigur lucrează și scărița. De asta și vorbeam despre nivelele, dacă am prins, de exemplu, un sell aici, mai departe un sell stop, ele tot se adaugă la noi de profit. De ce este bună metoda adăugării, de ce noi o folosim? Pentru că noi mai departe, cu următoarea tranzacție, deja nu mai riscăm cu depozitul nostru. Deci noi gestionăm deja cu profitul pe care îl aveam din prima tranzacție. Și ne-am asigurat cu un stop loss după care îl tragem tot mai jos și astfel noi creștem depozitul și ne mărim nouă. Ne micșorăm riscurile și mărim profiturile. De asta și folosim noi. Deci dacă o să luăm fiecare mișcare, pot să vă spun ce s-a întâmplat pe viață, ceva fundamental, a fost acolo. Toate mișcările sunt cumva, au ceva în spate. Dar asta nu cred că m-ar încurca pe mine ca să tranzacționez, cunoscând analiza de pic. De asta spun, toți traderii interesanti, analiza fundamentală, le pare că este un secret acolo care nu-l cunosc eu. Toți cunoaștem analiza fundamentală. Dacă ea este greu să o prezicem, toate cele care sunt deja în calendarul economic, de multe ori se întâmplă că ele deja sunt incluse în preț. Și atunci, pentru ce mai am nevoie ca să stau eu să urmăresc calendarul fundamental și să văd ce se întâmplă pe piață? Așa. Ce strategii mai folosim pe
petrol sau pe gaze, dar tot vorbim despre viața energetică. Iată, dacă vorbim despre petrol, domnul, aici lucrează foarte bine anume figurile. Și dacă o să observăm, aici mai întâi s-a făcut un capul mic, după care s-a schimbat el. Toate că este pur și simplu o corecție, toate că este doar o mișcare. Dar aici bine lucrează. În H4 asta cum vă uitați? Da, dacă mă uit în H1, mă duc și vede și mai. Practic, de multe ori se întâlnește. Iată, înainte de a-și schimba el tendința, face un dublu văz, după care merge în altă direcție. Iarăși face așa să le desipieze. Și aici, după cum vedem, avem un dublu văz. După care și-a schimbat tendința. Deci, iată ce ține de petrol, aici, da, iată, așa aici putem să vedem un cap bine. Capurile, cum știm bine, că poate să lucreze și la sfârșitul unei tendințe foarte mari, dar și la o tendință mică, dependență deja de figura unde am văzut-o noi, la aceeași profit și mă orientez. Da? Dacă sunt în H1 și văd cum noi analizăm capul cu mine. 70% din mai... Da, în dependență de cât o să aibă acea... acel cap, să zicem așa, deci așa o scrie și profitul. Dar ele sunt, le putem întâlni în oșcare la intrare. Și iată, dacă vorbim de petrol, de aer, de petrol, marca Brent, nu am aici, ele tot lucrează pe toate. Și dacă eu văd bine că s-a format un dublu vârf, pot să intru în tranzacție și nu mă interesează acum cine a decedat, ce s-a întâmplat. Important e că am luat profitul din piață și să fie țărnă ușoară, nu da? Vedem, orice ce se întâmplă pe piață, din punct de vedere fundamental, neapărat că gândim tehnic. Și cât nu mai strădui, nu mai pot să urmăresc chiar totul în general ce se întâmplă. Iată ultimul impuls. Vedem bine până unde am plecat. Îl pot pasa chiar și până aici. Continuă tendința. Deci să știți că ce ține de petrol, mai ales petrol, foarte bine lucrează tehnic. De foarte multe ori am observat că, mai ales, iată, nu știu dacă faceți analiza tranzacțiilor pe sesiuni, cum faceți de obicei analiza tranzacțiilor? Ce luați în calcul? Sau nu faceți în general? Faceți analiza tranzacțiilor? Și gata? Nu, mai mult nu. Suntem adică, dacă nimerit cu direcția, dacă ți-a fost o intrare de obicei sau nu, adică este o minimă la o tranzacție, minim de 10 minute. Când faci să analizezi tranzacțiile? Ne înțelegem la diferență, adică analizez o dată pe săptămână, o dată sau două pe săptămână, analizez toate tranzacțiile făcute. De obicei, mai ales traderii începători au tendința asta de a fi permanent în piață. Și când ajung sâmbătă și duminica, spun că doamna Ana nu mi-a luat ceva. Ceva nu e bine, nu lucrează pe altă. Ce să fac sâmbătă duminica? Deci sâmbătă duminica puteți să luați, faci să analizați tranzacții. Dacă tot vreți fiți în viață. Și luați fiecare tranzacție și nu este neapărat doar tranzacțiile care sunt negative. Luați tranzacțiile pe plus. De obicei, fac analiza tranzacțiilor nu doar din punct de vedere direcție, intrare și ieșire. Pot să văd chiar și ora la care am intrat. Pot să văd și de ce zic de oră. Vorbesc despre sesiuni, este sesiune europeană, sesiune americană. Și eu, spre exemplu, am observat din experiența proprie că tranzacționând pe piața americană, pe sesiunea americană, sunt mult mai profitabilă decât în sesiunea europeană. Sau,
Poate ați văzut, puteți face analiza și pe un instrument singur. Când puneți istoricul, deci puteți să vedeți un singur simbol, să vedeți că este de profitabil. Eu, spre exemplu, analizând petrolul, pentru că lucram pe ambele, și pe Vitea și pe Brent, toate că sunt ambele același grafic, dar eu am observat că Vitea, pentru mine, este mult mai profitabil. Tranzacțiile pe Brent toate erau minus. Și având toate simbolurile, când facem analiza, chestia asta nu mi-am dat seama. Și nu știu din ce motiv, dar odată ce am scos brandul de la mine din portofoliu, totul a fost dublu. Faceți analiza și pe simbol. Și vedeți care este cel mai profitabil instrument pentru dumneavoastră. Pentru că, până la urmă, noi nu știu, poate n-am înțeles mai bine de asta, sau nu știu care a fost motivul, dar anume eu am înțeles că viteala pentru mine este mult mai profitabilă. Puteți întâlni și dumneavoastră așa, gen de problemă în analiza tranzacției. De asta și vorbesc. De ce am observat și sesiunea americană? Unii sunt cei mai mulți bani. Americanii sunt cei mai mulți bani, mai ales și petrolul marca de-aia este petrolul american. Și făcând analiza am observat că când intru în piață odată cu americanii și chiar nu la 3 și jumate, dar la 4 jumate când intră bursa, taiți bursa Nasdaq, atunci pentru mine este mult mai profitabil. Încercați și dumneavoastră asta. Și o să observați cât de bine, păi chiar toate impulsurile, dacă o să le observăm, sunt anume interoată în sesiunea americană. Dacă vorbim de petrol, dacă vorbim de natural gas, mai ales că natural gas tot este de marcă americană. Ați observat asta sau nu? Da. Practic toate impulsurile sunt anume în sesiunea americană. Deci asta m-a ajutat tot în tranzacționarea, ce ține de piața energetică. Așa. Să vorbim totuși ce strategie aș mai folosi. Iar de dumneavoastră, ce strategii mai folosiți în instrumentele astea, ce ține de viața energetică? Pentru că până la urmă suntem o comunitate de traderi care ne putem și împărți unul cu altul. Poate cineva are o strategie mai bună ce ține de instrumentele date. Ce strategii de obicei folosiți? Pe petrol, pe natural gaz, sau nu să nu tranzacționez? E prima dată. Da? Dar în scurs, am stors până la ultima picătură. Da, foarte bine, nu. Dar nu, de obicei aveam o frică prea volatile. Am mai încercat, adică așa, cu mici intrări, mici volume, evident, tot așa, fake profituri micuri. Dar oricum aveam o frică. Dar el a zis, hai să încerc. Am pus-o în ordine amunar. Nici nu ne-am dat seama. Când l-am găsit jos. Așa mai dă Doamne fiecare zi. Nu fiecare zi, nu. Peste o zi. Să fiu prea acum. Da. Deci ce ține de instrumentele astea? Ele sunt volatile și poate pentru cineva care îi prefere că rog sunt cumva nu de mine, lasă-le să fie acolo de parte, este păcat. Păcat să lăsăm așa instrumente de parte de noi. Da, eu am o cunoscută care ia doar pe ele două, pe Brand și pe VTI, tranzacționează și practic scărița. Ia scărița, merge, ia foarte bine. Adică ea pe piața valutară nu cunoaște nimic. Eu când îi povestez, zice, tu de unde ești? Și asta e pe motivași pe cine astăzi. Vesnică, da. Poftim, ce ați spus dumneavoastră? Cred că asta vă motivați pe cine astăzi să încercați. Da, e tot timpul așa spunea, nu e tot timpul, zic, hai să încerc. Nu. Și în primul rând contul să-ți permite. Dacă permite contul, evident, ca să ai un airbag în caz de turația mare la motor. De asta și vorbeam, este necesar să avem o pernuță de siguranță atunci când intrăm de instrumente volatile. Dar asta nu este necesar ca nu să ne sperie, să ne fie frică. Pentru că pot să vă povestesc eu foarte mult când este degustoasă mâncarea asta
și cât este de ușor să o gătiți, dar dacă nu o să încercați fiecare, păi atunci rămâne... Știți pe mine ce m-a motivat? Că prietena mea are un cont cu mult mai mic ca al meu. Și ea nu mai pestă și deja e cu mult mai mare ca și iată timpul, de ce nu încerc? Ce am încercat? Adică cu 0-10, eu ieri prima dată am mărit și eu volumul, da? Da, adică da. Și anume din considerentul ăsta și spuneam, de ce este totuși interesant instrumentele date pentru fiecare? Dacă totuși ne pare că ele sunt așa mai... Nu, dacă dai de gustul că înțelegi că aici se poate într-adevăr, aici, într-adevăr nu se poate, deci într-adevăr se fac mai... Da, mai se mai întâmplă că mai ieși câte un minus acolo ca să te trezească la viață, asta e normal, dar într-adevăr, vă spun, prietena mea e foarte mulțumit. El e funcționar de stat bugetar și e ce face aici, e zis că eu las lucru și mă duc. Deci dacă aveți serviciu de bază, bine, până la urmă totuși este indicat să avem și, bine, dacă nu avem serviciu de bază, să avem măcar o pasiune, să avem sportul, să avem, să ieșim cu prietenii în oraș, să ieșim la o plimbare, să citim, să facem orice ce mergeți în călătorie la urma urmei, dar nu stați toată ziua în viață. Pentru că asta tot te dă strict. De asta și vorbeam, despre analiza fundamentală. Asta ar însemna că trebuie să fac 100 de universități, că trebuie să fiu un analist financiar, că trebuie să stau să văd la oare cum o să fie, ce o să se întâmple acolo, ce o să se întâmple dincolo. Nu este necesar. Am aplicat o strategie simplă, foarte simplă. Vă pare complicat strategia asta care zic eu cu SESTOR, cu BASTOR? Încercați! Și e mai sigur cu sell stop și buy stop decât că odată ce tu ți pare că s-a început un impuls, piața oricum mai fluctuează, mai face, dacă îmi luăm în H1, ea nu își face una neagră, albă și tot așa, mai continuă până să începe însuși impulsul. Duce, evident, se mai duce și în minus și acolo se intră în panică alea și se începe a face mai mult din cap. Ai văzut ultima asta? De asta și vorbeam despre faptul că ne asigurăm un pic mai jos de nivel și de asta și spuneam că nu intru imediat, de exemplu, la nivelul 50 al lui Fibonacci, dar intru la 38. Pentru că o să fiu sigură că deja s-a terminat lălăiala asta între nivele, să zic așa, și asta o să ne asigure mie o tranzacționare mai sănătoasă și nu o să stau cu stres și nu pot dormi noapte, chiar de la mine. De exemplu, aici este impuls ultim, nu acum de jos, următorul, anterior impuls, el s-a pornit chiar de sus. Dar da. Nu poți fi sigur că uite o să pornească, să deschidem și o să meargă. Dacă noi o să analizăm instrumentul dat zilnic și mai ales de ce noi tot vorbim despre portofoliul ăsta să-l avem și să avem cât e un instrument din fiecare, două, hai maxim, dacă vorbim de forex, puteți vă luați acolo și mai multe. Dar vorbim că dacă eu să analizez instrumentul dat zilnic, păi eu, de exemplu, nu mai am nevoie să stau 4 ore să văd graficul ăsta. Eu deja nu știu video-ul ăsta. Mie mi-e interesant ultimele mânări ce s-a format. Și dacă mai ești și în lacăt, apoi instrumentul dat îl știi... Captatul nostru, mă rog, dar mi-ar dependență. Acolo atât studiez că mai poți prezici de-am și o să urmează. Dar asta ne face ca să fim în piață și ne face ca să profităm de oricare moment. Fie că să vorbim despre lacăt, care e diferența dintre lacăt și un simplu stop loss? Lacătul îmi dă posibilitatea să ies pe profit. Stop loss este aici. Stop loss, asta înseamnă? De ce de obicei traderii folosesc lacăt în loc de stop loss? Pentru că și eu folosesc ideea asta. Dacă am intrat, pe exemplu, aici cu sell, eu nu pun stop loss aici, dar pun un buy stop. Pentru că aici să nu mă trezesc cu un minus mare cât China și nu știu ce să fac cu el. Deci știu că aici o să am un lacăt pe care o să-l pot gestiona mai târziu. De ce folosim noi lacătele până la urmă? Eu, de exemplu, așa, ca să ne marja liberă, să ne
Asigur ca să pot merge pe alte instrumente până ies din lacătul ăsta. Pentru că lacăt nu că a intrat astăzi și mâine a ieșit. Iarăși, aici e volatilitate mai mare. Eu vorbesc de, de Forex. Acolo sunt instrumente și mai lente. Și oricum, dacă mergem, am mers după trend și ceva a ieșit o noutate. El a activat buy stop-ul, de presupunem. Oricum el... În final, totdeauna o să vin aici și deja, da, o să... Eu, sigur. De exemplu, lacetele nu le aștept ca să întoarcă înapoi. A, da, ia povestiți. De ce, cum intră în lacet, de ce folosesc anume metoda asta în loc de stop-loss, folosesc un vânt de amânat. Stop-loss-ul ar însemna, este o tranzacționare bună cu stop-loss, asta înseamnă că mi-am asumat riscul pe care îl iau în piață și asta este un minus care îl accept. Dar dacă eu nu vreau să accept minusul dat, pasez un lacăt, iată, spre exemplu, să zicem că eu am intrat cu bai de aici și la un moment dat piața se duce în jos. Am buy sell, în următoarele nivele intru sell, 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 când eu sunt gata, buy-ul ăsta care, că am făcut profit până le-am astupat, profitul astupă, buy-ul ăsta care este pe negativ, și profiturile pe care le-am, dar când noi, când intru într-un lacăt, trebuie să înțeleg, iată, buy-ul pe care l-am aici, sell-ul pe care l-am aici, nu-i pun nici stop-loss, nici take profit. Da. Pe astea nu le ating atâta timp cât eu nu mi-am astupat minusul. Absolut deloc. Le-am lăsat, am uitat de el. Deci asta este ca o, cum să zic, am o rană și pun acolo un lecoplaxer la moment ca să nu se îngereze. Și eu fac profit pe următoarele deja mișcări în piață, când deja simt că psihologic sunt gata să închid minusul ăsta, pentru că deja am făcut profit mult mai mult decât era minusul ăsta, am închis. Iată ce înseamnă lacăt. Atare nu e nici o diferență, unică este cumva psihologic. Psihologic, da, da. Este doar psihologic. Dacă aveți răbdare și timp să așteptați până se întoarce piața sau când în daily se începe o corecție, de exemplu, după așa căderi, evident, piața o să aibă și nevoie de o corecție mai adâncă, atunci spate de imediat, eu închiz toate sellurile și încep să mediez. Da, dar eu nu sunt într-atât de răbdătoare, domnule. Mie ajunge când profit iau până. Și același natural gaz am avut sell de la 6.35. Pentru că știam că acolo a fost un natural gaz, 6.35. Da. Iată aici. Păi sunteți pe ce? Pe daily? Pe daily. Da. Ca să vă explic de ce am intrat mai pe sell aici. Nu am intrat numai eu, dar mai mult crede. Deci sunt format aici, la nivelul 6.35, era o stea căzătoare. Mm-hmm. Era necesar ca să așteptăm și mai ales dacă o să vă dacă ușa și el în istorie. Deci el este un nivel care a fost maxim. Și noi ne gândeam, gata, unde mai are de crescut gazul? Trebuie să întoarcă. Cu ideea că, gata. Aici trebuie să așteptăm. Câteodată atunci lumânările mai sunt și amăgitoare? Ori a ieșit vă știre? Dacă tot ne luăm după combinațiile de lumânări, cum trebuia să intru corect în tranzacție? Trebuie să aștept o lumânare confirmare. Da. Dar noi nu suntem într-adevăr de răbdători, așteptăm lumânare confirmare. S-au format stea căzătoare și este un așa nivel puternic și unii mai are de crescut gazul, îi ajunge. Săl! Ne trezim a doua zi. Sălul meu. Nu e probabil, nu ați spus și un buy stop. Buy stop, desigur. Toate tranzacțiile mele sunt cu buy stop, cu sell. Adică toate mergeți cu un paralel, da? E foarte confortabil să gestionez lacătile în așa modalitate. Deci când m-am trezit buy stop-ul activat, deja mai departe, merg împreună cu piața. Bye, s-a dus piața în jos, la sell. Sunt și lacăte pozitive, ca să înțelegeți. Deci, având eu buy pozitiv și văd o corecție ca urmat, pot să intru și pe sell și asta este pe profit și asta este pe profit, asta este un lacăt pozitiv. Deci, aș recomanda mai mult să folosiți lacătele pozitive, nu pe cele care sunteți din necesitate ca să intrați, din nevoie pe lacăt. Atâta timp cât am făcut profit, am făcut pe
Pentru că aici pe daily, până evident aici, că asta a durat, a durat mult. N-am mai așteptat eu să vin înapoi la 6.35. L-am închis pe negativ. Dar profitul care l-am făcut până, nu m-a făcut pe mine să mă doară că aici este minus. Înțelegeți cum lucrează? Da, eu am înțeles. Eu exact asta situația am avut-o ieri. Adică deja laptul era cu mult de profit, dar n-am închis. Aveam, iată, părere de rău, un lacăt pe dolar oficial cașă. Tot din considerentul că nu am așteptat. Era un dublu vârf evident aici, pe trei. Am pus aici un nivel și zic, se duce în jos. Toate am lăsat un sell stop. Sell stop-ul mi l-a activat doar cu lungă. După care tot și-a continuat. Buy, 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 la fiecare nivel, luând în considerație mișcările care au fost anterioare, aici buy mergea fără niciun frică. Vârful ăsta dublu, pentru că eu aici tot am tranzacții de buy și însă pozitiv, dar el o să mai continui, pentru că dacă ne uităm acum în H1... Este o corecție, doamna Lidia. O corecție. Este o corecție, anume... Aha, mă trebuie să dau bani. Așa. Pentru că dacă o luăm în H1, se începe așa un trend descrescător. Eu aș lua-o ca o corecție, luând în considerație cât de mult a crescut, practic, fără nicio corecție, deci aș aștepta chiar până la nivelul 50. Mai și o să urmează înapoi în buy, da? Da. De ce m-aș aștepta la asta? Nu m-ar baza numai pe cash-ul, dar m-ar baza numai pe dolar. Din considerentul că dolarul la moment este unicul instrument de refugiu, să zicem așa, din asta și că crește. Până la urmă mai este nici economia Americii într de pozitivă, să zicem. Acum. Noi, el astăzi la noutate a făcut o lumânare, da, foarte... Ne-am așteptat anume și la așa volatilitate. Dar dacă vorbim înainte, de exemplu, se considera același aur ca instrument de refugiu. Acum, odată ce s-au pus sancțiuni pe acest instrument, el a devenit un instrument politic, care este mânuit deja din punct de vedere al guvernelor, atunci deja el nu mai are o așa valoare. Deci, cumva, investitorii și-au pierdut interesul față de aur. Și atunci, unde mai putem noi totuși să punem bani? Din piața de capital toți au fugit, din aur tot așa, respectiv dolarul din acest motiv se întărește, pentru că este un instrument de refugiu la moment. Asta este o corecție care era de așteptat pe dolarul în privința cu în corelație cu ce așa. Pentru că prea mult a mers. Și fără corecție, practic micuți acolo, ci două lumânări, dacă ne uităm H1, H4, acolo mai da, nici nu le... Da, și l-am pus până în așa... Iată, dacă o să vedem pe indicile dolarului, să luăm chiar o instrument al lui Fibonacci. Da, dar în istorie, el mai are loc de crescut. Da. Vreau doar să vă zic că, iată, el a ajuns până la 61.8, dar până la urmă are încă o lume merge. Asta este un mic. Dacă o să luăm pe daily, deci putem să vedem că a ajuns până la nivelul 100, dar tot are un mic. Deci eu m-aș aștepta că o să se întoarcă, iată, până la nivelul. Dar, să facă o corecție, pentru că totuși este un. După care deja să își urmeze tendința asta. Mai avem întrebări la analiza fundamentală. Sau ce ați mai avut astăzi să aflați la masterclass-ul de astăzi?